Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului ca să citim un singur verset din Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 15, în această seară, versetul 33, pagina 1126. După ce voi citi acest verset, fratele Călin Racolța va înălța o rugăciune la adresa lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare lucrarea din locul acesta și să-i dea biruință. Amin. Amin. Versetul 33 din capitolul 15, 1 Corinteni, sună în felul următor. Nu vă înșelați! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Amin. Doamne Iisuse, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru această zi. În primul rând, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ai înviat pentru noi, Doamne. Și prin învierea Ta, Doamne, suntem vii în această seară, Doamne, și Ți-am cântat, Doamne. Ți-am adus laude înaintea Ta, Doamne, și acum vrem să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Te rog să-L binecuvintezi pe fratele care va predica-o, Doamne, și ajută-ne să primim cuvântul Tău în inimile noastre, Doamne, și să le strângem, Doamne, în inima noastră. Și Te rog Tu să binecuvintezi această seară, să binecuvintezi viața noastră și ajută-ne să rămânem în mâna Ta. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mai întâi de toate aș vrea să vă salut cu acest salut tradițional creștin care spune și care este o realitate pentru noi toți și anume Hristos a înviat. Pentru noi nu este doar un eveniment care s-a petrecut cândva în istorie, chiar dacă istoricii poate recunosc sau nu recunosc, dovezile sunt acolo, mormântul este gol, trupul lui nu a fost găsit niciodată, deci în cele din urmă, în consecință, trebuie să recunoască căci Hristos a înviat. Pentru noi nu este doar o dată calendaristică, pentru că astăzi este 16 aprilie și ne aducem aminte și comemorăm această mare sărbătoare, ci pentru noi, cred, pentru fiecare dintre noi, că este o experiență care ne-a marcat viața noastră de credință. Cred că ne aducem cu bucurie și cu plăcere momentul în care Hristos a înviat și Hristos trăiește în viețile noastre și noi prin El trăim, pentru că dorim într-o zi să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Următorul eveniment pe care noi, Biserica Domnului, îl așteptăm, noi n-am fost martori la înviere, nu am văzut ce s-a întâmplat, nu avem prea multe detalii, dar noi avem ațintit ochii înspre un alt mare eveniment care urmează să se întâmple și anume momentul în care Hristos ne va glorifica pe noi și pe cei dragi care poate au plecat din mijlocul nostru îi va învia și vor primi trupuri de slavă pentru ca toți împreună să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, în împărăția Lui, în frunte cu Cel care este mielul lui Dumnezeu, Cel care a fost înjunghiat, Cel care a fost răpuns, Cel care astăzi este înălțat mai presus de orice nume și orice ființă de pe pământul acesta, din cerul de la Dumnezeu sau de sub pământ, mărturisește că Hristos este Domnul și își pleacă genunchii înaintea Lui, slăvit să fie numele Lui Iisus Hristos. Pentru noi astăzi este o zi a biruinței, pentru că Hristos, Mântuitorul nostru, a biruit moartea, a biruit păcatul, l-a biruit pe diavolul și Pavel vine și aplică această biruință bisericii în roman și vine și spune, Biserica Domnului, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela pe care ne-a iubit și a dat viața pentru noi. Aceasta implică din partea noastră o mare responsabilitate și anume responsabilitatea că și noi trebuie să trăim viața noastră așa cum a trăit-o Hristos, să trăim o viață nouă, să fim făpturi noi, zidite în Hristos, binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, ca să-i facem cinste și onoare și să aducem o recunoștință înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și pentru că l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Vreau în al doilea rând să mulțumesc bisericii din locul acesta care mi-a adresat această invitație prin fratele Marius și prin cei care au hotărât lucrul acesta ca să putem împreună să ne bucurăm din nou în locul acesta, în casa lui Dumnezeu și de această dată am înțeles că la o întâlnire de tineret și având în vedere că este această împrejurare, m-am gândit și Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest verset și vreau să împărtășesc trei gânduri din acest verset împreună cu voi,
desigur, voi merge probabil mai mult pe linia aceasta tinerilor să împărtășesc câteva sfaturi, recomandări, dar cred că și cuvântul lui Dumnezeu ne va viza pe fiecare dintre noi, cred că pe undeva ne vom regăsi fiecare dintre noi și la momentul oportun și la în final când vom termina, Dumnezeu să ne ajute să luăm o hotărâre și să luăm o decizie înțeleaptă de a ne schimba mai mult viețile ca să semănăm mai mult cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Fraților, surorilor, timpul pe care îl petrecem în locul acesta, eforturile, slujbele care se fac, oamenii pe care Dumnezeu îi ridică și ne zidesc sufletește, să știți că avem mai mare câștig dacă luăm și aplicăm tot ceea ce este de folosul nostru și ne regăsim în viața noastră de zi cu zi. Altfel este o mare pierdere. De aceea, haideți să fim oameni înțelepți, haideți să fim ascultători aceia care nu sunt uituși și care rămân fixați cu acest cuvânt în inima lor și în săptămâna și în viața pe care o trăiesc, aplică și trăiesc cuvântul lui Dumnezeu ca să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu și să fie binecuvântați pe acest pământ. Ca să putem să fim o sare și o lumină pentru cei din jurul nostru, Dumnezeu să ne ajute. Amin. În această dupămasă, titlul mesajului este Anturajul influențează caracterul. M-am gândit să vorbesc și probabil este lesne de înțeles că și voi vorbi despre ce înseamnă anturaj, despre ce înseamnă caracter și cred că la sfârșit, după ce vom medita asupra cuvântului lui Dumnezeu, probabil că ne facem o selecție mai bună a prietenilor pe care îi avem. Văd aici tineri minunați care sunt un adevărat potențial pentru biserica locală, care laudă așa de frumos pe Dumnezeu, care se implică în lucrările lui Dumnezeu și ar fi o pagubă ca printr-un anturaj nepotrivit să fie trași într-o altă direcție, într-o direcție greșită. De aceea noi ca biserică punem numele lui Dumnezeu peste ei și dorim ca să rămână aici, să fie niște stâlpi ai bisericii și niște lucrători pe care Dumnezeu să-i folosească pentru aceste vremuri din urmă, care nu sunt vremuri chiar ușoare și probabil ne vor aștepta vremuri din ce în ce mai complicate. Noi vrem să rămânem lângă Dumnezeu, vrem să rămânem un popor sfânt și curat, care să vestim lucrările mari ale împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvinteze tineretul casei lui Dumnezeu și fiecare ființă din biserica Domnului. Amin. În primul rând, vreau să vă aduc la cunoștință un fapt care probabil știți, dar poate vi-l aduc aminte. Această epistolă 1 Corinteni s-a născut, ca să spun așa, sau a luat ființă datorită unor nevoi, datorită unor probleme care erau într-o biserică din Corint, din Grecia, din vremea aceea. Este vorba despre anul 55 aproximativ, dacă vrem să luăm o dată care de referință. Este undeva la aproximativ de 20 de ani după ce Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și Apostolul Pavel se adresează acestei biserici și în capitolul 15, pentru că am citit capitolul 15, care într-un mod evident vorbește despre învierea lui Hristos, vorbește despre dovezile învierii lui Hristos, vorbește despre însemnătatea învierii lui Hristos, vorbește despre modul în care vor învia morții. La un moment dat, el se adresează și vrea să aducă o învățătură despre această mare lucrare a învierii Mântuitorului, pentru că în biserica din Corint, unii oameni, datorită faptului că veneau dintr-un mediu în care erau mulți filozofi și erau mulți învățători care aveau o anumită mentalitate diferită de mentalitatea creștină, de mentalitatea biblică, au fost atrași în această cursă ca să nu mai creadă în faptul acesta căci Hristos a înviat din morți. Dacă ne uităm, de exemplu, în a doua parte a versetului 32, vine și spune că dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem căci mâine vom muri. Și în versetul 12 din același capitol vine și spune Pavel în felul următor: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Iată că un lucru foarte ciudat, iată că un lucru care ne uimește la mai puțin sau la foarte puțin peste 20 de ani după ce Hristos a înviat din morți, după ce erau deja câțiva apostoli care erau martori oculari și vesteau aceste lucruri, totuși o categorie de oameni din aceea biserică au pus la îndoială faptul că Hristos ar fi înviat din morți. Lucrul acesta nu trebuie să ne mire, pentru că chiar în cadrul poporului evreu, poporul ales al lui Dumnezeu, care a primit legea de la Dumnezeu, care avea cunoștință despre Dumnezeu,
în lumea secolului I, în vremea lui Hristos, era o categorie de oameni religioși care se numeau saducheii. Și saducheii erau oamenii aceia care nu credeau în îngeri, nu credeau în viață de după moarte, nu credeau în înviere, nu credeau în judecată viitoare. Era o categorie mai aparte. Și iată că în biserica din Corint, datorită faptului că erau niște filozofi care nu credeau și era un lucru imaginabil pentru ei, care dacă nu poate să-l demonstreze rațiunea, care dacă nu poate să aibă dovezi palpabile, pentru ei era ceva inexistent, era ceva absurd, era ceva aberant și au spus lucrul acesta este imposibil. Nu vă dați seama dacă stăm puțin să ne oprim și să privim acum în secolul 21, nu vi se pare că sloganul acesta, nu vi se pare că deviza aceasta, să mâncăm și să bem căci mâine vom muri, este parcă în floare? Nu vi se pare că acum mai mult ca și oricând oamenii sunt axați și oamenii urmăresc cu precădere să-și împlinească și să trăiască doar cum spunem noi pentru firea aceasta pământească, fără ca să aibă nici cel mai mic interes față de lucrurile viitoare care vor vândi? Și am stat și m-am gândit, oare de ce oamenii refuză să nege învierea lui Iisus Hristos? Și Apostolul Pavel undeva în Faptele Apostolului, în capitolul 17, la versetul 31, vine parcă și ne aduce un răspuns la această întrebare. De ce oamenii refuză să crede în învierea lui Iisus Hristos? De ce oamenii tăgăduiesc învierea lui Iisus Hristos? Și în Faptele Apostolului, în capitolul 17, la versetul 31, vine cuvântul lui Dumnezeu și spune în felul următor: pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin ce? Prin faptul că l-a înviat din morți. Oamenii în mod voluntar și în mod repetat vor să nege și vor să scoată afară această realitate a faptului că Hristos a înviat ca să poată să trăiască o viață în păcat și în plăcere, sau așa cum o caracterizează Apostolul Petru, într-un potop de desfrâu. Pentru că omul vrea să fugă de acest simț al răspunderii, de acest fapt că într-o zi va trebui să stea înaintea unui Dumnezeu Sfânt și să dea socoteală de tot binele sau răul pe care l-a fi făcut în trup, și că în acel moment și că în aceea zi nu se va mai putea ascunde, nu se va mai putea justifica, pentru că Dumnezeu a lăsat cuvântul Său, pentru că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Și oamenii s-au înăbușit adevărul în nelegiuire și oamenii au căutat să-L scoată pe Dumnezeu afară ca să poată să trăiască cum vor ei. Această mentalitate și acest anturaj este prezent în lumea noastră, este prezent în zilele noastre, poate este mai accentuat, poate este mai intensificat, poate este mai și retlic, mai mare și retlicul în aceste vremuri, pentru că se caută cu tot din adinsul să nu se pomenească, să nu se mai creadă căci Hristos a înviat din morți. Biserica Domnului din locul acesta și din toate locurile cred în învierea lui Iisus Hristos și trăiesc viața în lumina învierii lui Iisus Hristos, pentru că noi așteptăm pe Hristos să vină pe norii cerului și să ne dea și să ne aducă în viața noastră realitatea și în promisiunile pe care le-a făcut pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Deci, în concluzie, ca să nu o lungesc prea mult și ca să înțelegem primul lucru și primul gând și prima recomandare pe care vreau să o aduc în această seară vis-a-vis de titlul acesta, căci anturajul influențează caracterul, primul recomandare pe care o aduc este următoarea: să ne formăm o gândire biblică, să ne formăm o mentalitate creștină, să nu lăsăm orice învățătură care pare că deschide sau înlesnește cumva direcția spre păcat, sau să căutăm cumva să ascultăm învățători care sunt puși după placul oamenilor, sau poate că sunt anumite erezii sau anumite lucruri care se strecoară așa subtil și încet pentru ca să facă acest puțin aluat să dopească toată plămădeala. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să stăm în cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să căpătăm un discernământ din partea lui Dumnezeu, pentru ca să avem o minte sănătoasă care este trezită prin Scriptură și să putem deosebi foarte bine ce
ceea ce este bine și ceea ce este rău și să putem în felul acesta întotdeauna să alegem voia lui Dumnezeu și să îmblăm pe calea lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie să ne deprindem și să ne formăm gândirea noastră și mintea noastră în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Domnului din Corint, din vremurile acelea, având în vedere că a fost dintre neamuri, având în vedere că a ieșit dintr-un mediu filozofic, dintr-un mediu în care oamenii totul filtrau prin rațiune și s-au venit la Hristos și dintr-o dată au început să creadă în Hristos și să trăiască un alt stil de viață, unii dintre ei au căzut în această latură, în această extremă a îndoielii și al înșelăciunii, căci Hristos nu ar fi înviat din morți. Este foarte important să ne păstrăm această mentalitate, pentru că orice bătălie se dă la nivelul minții. Un mare gânditor creștin spunea felul următor, căci gândul va deveni faptă, fapta va deveni comportament, comportamentul va deveni obicei și obiceiul va deveni caracter. Pentru că există un adevărat lanț care duce până la caracter și totul începe cu gândirea, totul începe cu mintea, totul începe de aici. Și hai să ne aducem aminte că avem două proverbe, noi românii, în limba românească, avem două proverbe care vin și spun înțelepciunea aceasta folclorică, vin și spun în felul următor, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Sau mai avem încă un alt proverb care vine și spune, cine se seamănă se adună. Deci haideți să înțelegem că ce anturajul care îl avem în jurul nostru va determina caracterul nostru, dar mai înainte de toate va modifica, dacă vreți așa, structura minții noastre și va afecta modul în care vom gândi. De aceea cuvântul grecesc pentru pocăință este metanoia, care într-unul din sensurile lui este să ne schimbăm mintea, să ne schimbăm gândirea, nu după cum am fost învățați poate de la părinții noștri care l-au cunoscut pe Dumnezeu în felul sau nu l-au cunoscut, nu poate cum vrea școala sau educația din aceste vremuri să caute, să ne modifice și să ne abată gândirea de la Dumnezeu, sau poate lumea și modul și sistemul acesta lumesc în care trăim și ne desfășurăm activitatea și avem, să spunem așa, contact cu oamenii de lângă noi, caut într-un fel sau altul să exercite o presiune asupra noastră pentru ca toți să gândim uniform și să gândim toți la fel ca și ei. Noi nu putem să facem lucrul acesta pentru că noi avem un cuge luminat de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem lucrul acesta pentru că vrem să păstrăm în mintea noastră gândul care era în Iisus Hristos și pentru că noi vrem să medităm la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte și cuvântul acesta care este tipărit pe această foaie să fie tipărit în mintea noastră și pe tăblița inimii noastre și să putem ca anturajul care va fi lângă noi, oricât de mult va încerca, oricât de multă presiune va face, oricât de multe și retricuri și amăgiuri și înșelăciuni vor veni să ne facă să deviem de la această mentalitate, de la această gândire, noi să rămânem statornici, noi să rămânem în picioare și să rămânem credincioși adevărului până la capăt. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dacă vreți, ce înseamnă până la urmă caracterul nostru? Caracterul nostru nu este decât suma tuturor experiențelor pe care le-am avut de-a lungul timpului până în momentul de față. Și noi știm un lucru, că și caracterul nostru trebuie să fie asemănarea cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că și nimic întinaș și spurcă nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci numai cei care s-au născut din apă și din Duhul lui Dumnezeu vor avea parte să intre în împărăția lui Dumnezeu. Probabil vă este bine cunoscută această imagine și vreau să folosesc acest exemplu al unei fabrici care, atunci când se produce un anumit produs, când se fabrică un anumit produs, trece prin anumite etape, prin anumite faze și în cele din urmă ajunge la un banc, ajunge la CTC, unde după multe procesiuni și după ce trece prin la multe secțiuni, el este verificat, este testat să vadă dacă el corespunde standardelor și dacă produsul acela nu se încadrează și nu se califică standardului sau patentului care a fost, el este catalogat ca și rebut. Dar dacă produsul respectiv se conformează standardelor, el este trimis mai departe la secțiunea de ambalare și este trimis în export pentru cel care a făcut această cerere pentru client. Dragi frați și dragi surori și dragi tineri,
Noi avem ca model pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este standardul nostru. În viața noastră pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o să o trăim pe acest pământ, suntem într-un proces de formare. Și punctul culminant al caracterului nostru este statura plinătății de om matur în Iisus Hristos. În momentul în care noi ajungem la sfârșitul vieții noastre, vom ajunge să stăm înaintea lui Dumnezeu, să dăm socoteală pentru toate lucrurile. Și când vom fi puși față în față cu Dumnezeu, dacă al nostru caracter este nobil și dacă noi semănăm cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, vom avea parte să domnim și să moșterim împărăția lui Dumnezeu. De aceea există o luptă neîncetată pe care o ducem pe acest pământ. De aceea spunea Mântuitorul când se roagă în Ghețizman, spune: mă rog pentru ei nu să iei din lume, ci să-i păzești de cel care este în lume, pentru că lumea va căuta să atragă oamenii să-i târască în noroi, să-i târască în păcat, să-i târască în nelegire, pentru ca să piardă ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Pentru aceasta avem nevoie să ne echipăm cu o gândire înțeleaptă. Pentru aceasta avem nevoie să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta avem nevoie să fim niște oameni duhovnicești, că înțelegând voia lui Dumnezeu, umblând pe calea lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne va binecuvânta și să devenim oameni cu caracter desăvârșit. Vreau să iau acum din cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu ieșim din cadrul epistolei către Corinteni, în capitolul 6, 1 Corinteni capitolul 6, vreau să citesc de aici din cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13. Ca să vedeți cum Apostolul Pavel, în aceeași epistolă, la aceleași versete pe care l-am citit, și anume căștovărășiile rele, adică oamenii care spuneau să mâncăm și să bem căci mâine vom muri, el vine și le aduce un contraargument și vine și combate mentalitatea lor cu ceea ce l-a învățat Dumnezeu și ceea ce este valabil și pentru noi astăzi. El vine și spune în acest verset 13 din 1 Corinteni 6 și afirmă un lucru și spune: mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt și ne oprim puțin aici. Există în noi, așa am fost construiți, așa este structura noastră, Dumnezeu a lăsat în om anumite nevoi care sunt legitime. A lăsat nevoia de a ne alimenta, de a mânca, a lăsat nevoia de a ne răcori, a lăsat anumite nevoi conjugale, intime. Așa ne-a creat Dumnezeu. Asta este constituția noastră pe care a creat-o Dumnezeu. Dar în momentul în care aceste nevoi legitime care Dumnezeu le-a pus în noi sunt pervertite sau sunt abuzate, ne ducem în extrem spre păcat, fie că este lăcomie, apoi aici spune mai departe imoralitate, adulter și alte lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Adică mentalitatea mea va determina modul în care mă voi comporta. Mentalitatea mea va fi transpusă în fapte și faptele mele vor fi vădite în comportamentul pe care îl trăiesc. Și vine Apostolul Pavel și le spune la oamenii aceștia care spuneau să mâncăm și să bem căci mâine vom muri, adică trăiește-ți clipa, adică trăiește-ți momentul, adică împlinește-ți poftele, nevoile, senzațiile care le ai, că nu se știe ce va fi. Biblia vine și spune și contraargumentează și spune: noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și noi într-o zi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu să dăm socoteală de toate lucrurile pe care le-am făcut. Și vine Apostolul Pavel și spune în versetul acesta în felul următor: noi nu trebuie să trăim pentru lucrurile acestea de pe pământ. Pentru că tot Pavel vine și spune că dacă ne-am pus încrederea în Dumnezeu numai pentru lucrurile de pe pământul acesta, suntem cei mai nenorociți oameni. Noi nu ne-am pus încrederea în Dumnezeu numai ca să binecuvintez afacerea noastră, nu ne-am pus încrederea în Dumnezeu numai ca să ne păzească în călătorie, în kilometrii pe care le avem făcut, noi ne-am pus încrederea în Dumnezeu numai să ne ajute să ne luăm bacul și să ne căsătorim bine, ci noi ne-am pus încrederea în Dumnezeu pentru că noi vrem să vedem pe Dumnezeu așa cum este El și pentru că noi vrem într-o zi să vedem gloria și splendoarea care a pregătit-o pentru noi și pentru că noi vrem să avem o experiență și o trăire permanentă cu Dumnezeul nostru. De aceea ne-am pus încrederea în Dumnezeu și cred că acesta este motivul pentru care fiecare dintre noi ne-am pus încrederea în El. Și acum vine Pavel și combate filozofia lor, vine Pavel și combate mentalitatea lor păgână, filozofică, greșită și vine și spune: gândirea lui Dumnezeu este alta, voia lui Dumnezeu este alta, noi nu trăim pentru lucrurile pieritoare, noi nu facem prioritar și nu facem cel mai important și cel mai semnificativ nevoile legitimele care sunt în noi, ci Dumnezeu a pus în noi și Duh, Dumnezeu a pus în noi și suflet și acestea trebuie căutate ca să se unească cu divinitatea și să fim făcuți părtași firii dumnezești după ce am fugit de poftele care sunt în lumea aceasta, ne spune 1 Petru capitolul 2, capitolul 1, versetul 4. Și vine el și spune mai departe aici în felul următor: dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Ce vrea să spun? Care era mentalitatea lor? Mentalitatea lor era așa:
Mentalitatea grecilor, filozofilor, era în felul următor. Pot să fac ce vreau cu trupul meu, pentru că nu va afecta sufletul meu. Și asta era total greșit. Ei gândeau și spuneau că trupul va fi nimicit. Trupul va muri, va pieri, pentru că materia este păcătoasă, este rea. Dar spiritul, sufletul, este bun și sufletul, atâta timp cât stă în trup, stă ca într-o închisoare. Când trupul va muri, sufletul va evada din închisoare și se va uni cu ființa supremă, așa numeau ei în gândirea lor. Și acum vine Pavel și vine și spune în felul următor, oameni buni, trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Proiectantul și arhitectul nu a plănuit ca trupul ăsta să fie intoxicat de băutură, nu a plănuit ca trupul acesta să consume droguri, să consume țigară, să consume alte lucruri care îl dăunează, ci Dumnezeu, care este proiectantul și care este arhitectul și constructorul nostru, a plănuit ca trupul nostru să fie templul Duhului Sfânt, în care El să locuiască în permanență cu noi și să avem o relație zilnică cu El și să putem să ne bucurăm și să avem părtășie cu El și El să fie glorificat în noi, slăvit să-i fie numele Lui. De aceea vine și combate această mentalitate și vine și ne spune, nu va crea Dumnezeu ca să vă bălăciți în noroi, le spunea la Corinteni, ci va pregăti Dumnezeu ca să puteți într-o zi să ajungeți ca și El, să fiți ca și El. Și ei vineau și spuneau că trupul va fi nimicit, trupul va fi, se va anihila, se va pierde, dar vine Pavel și spune în versetul 14 din 1 Corinteni, capitolul 6, și spune și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. El vine mai departe și spune nu numai că trupul nu va fi nimicit, ci trupul acesta va fi transformat și va fi glorificat și va fi înviat și va fi îmbrăcat cu ceva neputrezitor și va fi îmbrăcat cu trupul de slavă, pentru că trupul nu este ceva rău, trupul nu este păcătos. Ceea ce este păcătos este natura păcătoasă care a moștenit-o de la Adam. Aia este păcătos în noi. Este carnea aceasta, este firea aceea pământească pe care noi trebuie să o răstignim în permanență, pentru ca Duhul din noi să crească. Și un alt lucru care vrea să le spună Pavel este următorul. Nu voi sunteți stăpâni pe trupul vostru, nu voi sunteți stăpâni pe viața voastră, pentru că în versetul 19 din capitolul 6 și în versetul 20 vine și spune și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Ce vrea să facă Dumnezeu, ca să încheie acest punct și să mă duc la următorul punct, ce vrea să facă Dumnezeu? Dumnezeu vine și spune așa, trupul vostru nu mai este al vostru, ci trupul vostru este templul meu, este templul Duhului Sfânt și eu locuiesc în el și mădularele pe care vi le-am dat, să le folosiți în continuare ca și niște mădulare, ca niște unelte ale neprihănirii. Pentru că de-aia spune aici, proslăviți pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Scopul Lui Dumnezeu este ca El să fie glorificat și tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu și tot ceea ce a pus Dumnezeu în noi să fie folosit spre slava Sa și spre gloria Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De aceea vine tot Pavel în Romani, în capitolul 12, versetul 2, și spune în felul următor, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci, în primul rând, având în vedere anturajul, având în vedere vremurile în care trăim, Dumnezeu vine și combate și ne arată scăzămintele, neputințele și falsitatea acestor convingeri care vin ca o presiune din partea lumii și vine și ne spune, voi sunteți un alt popor, și voi, prin părtășie și prin prezența lui Dumnezeu, care este în templul Său, în trupul nostru, vrea să ne noiască mintea, vrea să ne schimbă mintea, pentru că și dacă Dumnezeu reușește să ne schimbă mintea noastră, din mintea noastră se va transpune în fapte bune, faptele bune vor arăta un comportament adecvat, exemplar, iar comportamentul acesta va duce la obiceiuri bune care îl vor glorifica pe Dumnezeu, iar aceste obiceiuri bune în final vor forma și vor alcătui caracterul nostru și acest caracter trebuie să fie asemenea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea Duhul lui Dumnezeu care este în noi, care este în trupul nostru, caută în continuare să modeleze, să șlefuiască, să ne pregătească, pentru că atunci când vom fi puși față în față cu El, să fim asemenea Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Apoi, în al doilea lucru pe care vreau să spun în această seară, rămân tot în cadrul acestei epistole și de la capitolul 8,
1 Corinteni, capitolul 8, vreau să citesc un singur verset, versetul 10, și al doilea gând pe care l-am în această seară este: frecventează locurile duhovnicești. Dacă primul a fost să ne formăm o gândire biblică, al doilea este să frecventăm locurile duhovnicești. Și vom înțelege mai bine acum, voi încerca să explic în câteva cuvinte lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 10, căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile șerpite idolilor. În vremea aceea, erau anumite temple păgâne, idolatre, unde la diferite sărbători se servea din belșug carne care era dusă în cinstea zeilor, și în vremea aceea carnea nu era un lux, nu era la îndemână cum este astăzi pe toate rafturile, pe toate mesele, prin toate frigiderele, ci carnea în vremea aceea era o mâncare care era rezervată doar celor bogați, și oamenii săraci, când auzeau că acele sărbători se celebrau la cele temple, dădeau buzna, pentru că aceea zi era ziua în care se servea carne gratis datorită sărbătorilor care aveau loc. Și mulți oameni mergeau acolo pentru o mâncare bună, pentru o masă bună, se duceau să ieși și pe ei parte acolo. Problema era că în cadrul acestor sărbători mai erau alte lucruri murdare, și știm despre acele preotese care făceau anumite slujbe și în felul acesta se întinau în aceste păcate. Și Dumnezeu vine și le spune prin Pavel: voi nu mai aveți ce căuta la cele locuri în care mergeați altădată, alergați altădată, pentru că sunt locuri păgâne în care păcatul este făcut la întuneric și voi nu mai aveți voie să mergeți acolo, pentru că veți fi o pricină de potignire și veți atrage mânia lui Dumnezeu. Și anturajul acesta trebuia evitat și ei trebuiau să se separe și să o rupă cu aceste practici care altădată pentru ei se părea ceva obișnuit, acum ele nu mai erau pe placul lui Dumnezeu. Și Pavel vine și le spune lucrul acesta: voi nu mai aveți ce căuta la o masă în acele temple de idol, și mai mult vine și le spune: voi nu puteți să stați la două mese, nu puteți să veniți la masa Domnului și să mergeți la mesele de acolo, pentru că îl întărâtați pe Dumnezeu la mânie. Dar haideți acum să venim la noi, haideți să venim la vremurile în care le trăim. Nu îmi propun acum și nu vreau să fac o listă elaborată despre ce ar putea să fie templul acesta de idol, dar aș vrea să aduc câteva întrebări prin care noi ne putem verifica. Și aici cred că ar trebui să avem în vedere și să fim atenți la locurile pe care noi le frecventăm, locurile pe care noi mai din când în când mai pășim, mai călcăm, căutând altceva decât poate ceea ce ne oferă aici Dumnezeu, în prezența Lui, în casa Lui Dumnezeu. În modul acesta, dacă vom frecventa anumite locuri care nu sunt după voia Lui Dumnezeu, dacă ne vom întovărăși cu anumite persoane care frecventează acele locuri, să știți că pericolul paște pe fiecare. Prin harul lui Dumnezeu am fost 3 săptămâni în Egipt și primul lucru care mi s-a întâmplat când am ajuns în Egipt, în aeroportul din Cairo, am primit un mesaj pe telefon din partea Ministerului Externe al României, și în acel mesaj specifica foarte clar: evitați să faceți vreo excursă în peninsula Sinai, pentru că este risc ridicat de atacuri teroriste. Și gândiți-vă că dacă eu m-aș fi dus să vizitez, de exemplu, peninsula Sinai, că acolo s-au dat cele 10 legi, acolo era muntele Horeb, e o adevărată istorie, o adevărată lucrare care s-a făcut acolo, și nu respectam acele avertizment, aceea indicație, vreau să vă întreb, mai aveam garanția că sunt protejat? Mai aveam garanția că voi fi în viață, că vă voi întoarce sănătos? Nu mai aveam această garanție. Vedeți, Dumnezeu lasă în jurul nostru anumite avertizmente, lasă anumite recomandări, lasă anumite sfaturi, pentru că Dumnezeu ne vrea binele. Dumnezeu nu ne vrea să călcăm pe terenurile care nu mai avem siguranță, nu mai vrea să călcăm în locurile în care Dumnezeu, nu că nu poate, dar nu mai vrea să mai își pună mâinile, pentru că El nu este acolo, El nu poate să ia parte acolo. Și haideți să pun câteva întrebări în această seară și să ne verificăm, să vedem. Aici vine și spune cuvântul lui Dumnezeu: dacă te vede cineva pe tine, vreau să întreb în această seară, atunci când frecventezi un anumit local, vei ieși mai spiritual de acolo decât ai intrat? Dacă din acel local, în urmă după ce îl vei frecventa, vei ieși mai spiritual, înseamnă că ai intrat într-un local bun. Dar dacă vei ieși mai puțin spiritual, dacă vei ieși cu conștiința pătată, dacă vei ieși cu sufletul încărcat de anumite stări și de anumite apăsări,
dă-mi voie să spun, locul acela nu este pentru tine, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu te vrea în turma lui și te vrea în casa lui ca să fii binecuvântat de el. A doua întrebare pe care vreau să ne o punem, să ne evaluăm, locul în care frecventezi și mergi, ai fi gata să-l chemi și să-l inviți pe păstorul tău să vină împreună cu tine să te însoțească? Ai fi gata să-l chem pe fratele Marius, care este lider de tineret, să vină împreună cu tine, să-l inviți acolo? Ar merge, l-ai invita? Ai avea curajul? Sau trei, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi cu tine, ar intra înăuntru sau rămâne afară? Haideți să ne gândim serios la aceste lucruri și haideți să înțelegem, cred că am înțeles ce vreau să spun. Dumnezeu nu găsește plăcere în acele locuri. Nu vreau să spun care sunt acele locuri, dar noi le știm care sunt acele locuri. Nu putem să călcăm și pe o cale și pe alta. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El, haideți să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să-i facem onoare lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să frecventăm acele locuri în care Dumnezeu ne poate asigura protecția și care Dumnezeu este cu noi și îți găsește plăcere în noi. Despre Hristos spunea la râul Iordanului, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea de El să ascultați. Haideți să evităm acele zone inflamabile, acele zone în care ni se poate întâmpla ceva rău. Pentru că se poate isca ceva, se poate întâmpla ceva și cred că Dumnezeu, dacă nu sunt în locurile în care Dumnezeu l-a gândit, Dumnezeu nu ne va oferi garanția că ne va salva, că ne va scăpa. Acest gând vrea să ne transmită 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 10. Creștinii, cei născuți din nou, oamenii duhovnicești, nu au ce să caute în acele locuri pentru că îl dezonorează pe Dumnezeu și sunt o pricină de potignire pentru frații mai slabi în credință. Oamenii lui Dumnezeu, credincioșii lui Dumnezeu, vor fi aceia care se vor așeza la masa Domnului, vor fi aceia care vor alerga la casa lui Dumnezeu și vor rămâne în părtășie cu sfinții lui Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu dă viață, acolo Dumnezeu dă binecuvântare, acolo Dumnezeu se prezinte și lucrează, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să aduc un verset totuși în această direcție din Evrei, din capitolul 10. Versetul 25 vine și spune în felul următor. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Dă-mi voie să spun, dacă frecventezi acele locuri și îți cade apetitul de a veni în casa lui Dumnezeu, dacă slăbești în a te ruga, dacă eviți păstorul, liderul sau pe altcineva care înainte îți oferea sfaturi și era alături de tine, înseamnă că este un loc în care trebuie să ieși afară de grabă. Dar dacă totuși cineva nu mai poate să iasă, Biblia vine și ne spune mai departe și este prinsă în această cursă, vine și spune, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Avem această datorie din partea lui Dumnezeu, avem această responsabilitate de a simți unii pentru alții, de a plânge unii pentru alții, de a smulge pe unii din foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să recunoaștem că există cazuri în care sunt fii risipitori care au fost chemați la binecuvântare, care au frecventat, care s-au implicat și datorită nevegherii, datorită anturajului, datorită zonelor acestea inflamabile, datorită curselor care s-au întins, au fost prinși în aceste locuri. Noi ca Biserica Domnului nu trebuie să rămânem indiferenți. Noi ca Biserica Domnului nu trebuie să rămânem departe, ci trebuie să continuăm lupta înaintea lui Dumnezeu și pentru cei care mai sunt astăzi aici și cei care mai frecventează și se implică, să avem această veghere și această îndemnare de a-i ține și de a fi împreună locul acesta în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că există atâtea cazuri astăzi în care sunt persoane care sunt răpite și după ce sunt răpite sunt telefonați părinții sau sunt telefonați, să spunem așa, oficialitățile și să cer prețuri de răscumpărare pentru ca ei să fie redați înapoi. Dacă există persoane care au fost prinse, dacă există persoane care sunt captive, să cere un preț și prețul este mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, să plângem înaintea lui Dumnezeu, să ne luptăm înaintea lui Dumnezeu și așa cum a spus Moise la un moment dat, nici o unghie să nu rămână în Egipt, ci toți vom ieși și toți vom pleca spre țara care ne-a promis-o Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul gând care vreau să-l aduc în această seară pentru noi este tot din 1 Corinteni, din capitolul 6, primele 4 versete vin și spun așa. Cum? Când vreunul din voi are vreo înțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă. Era o altă problemă în biserica din Corint. Este adevărat că suntem oameni și dacă suntem oameni, suntem cumpliți de slăbiciuni și
datorită faptului că nu veghem și datorită faptului că nu întotdeauna suntem dispuși să tăcem și să răbdăm și să ne acceptăm unii pe alții, se mai isc anumite neînțelegeri, se mai isc anumite conflicte care dacă nu sunt aplanate, care dacă nu sunt gestionate, pot să aducă o adevărată explozie și o adevărată ruptură și lucrul acesta nu-l dorim, pentru că lucrul acesta vrea să-l facă vrăjmașul care să ne dezbine unii împotriva altora. Noi, Biserica Domnului, vrem să rămânem unită și vrem să rămânem într-o stare de dragoste și de iertare permanență și de smerenie înaintea Domnului. Dar în biserica din Corint, având în vedere faptul că era divizată în patru părți, vine unul și spune: eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa și eu sunt al lui Hristos. Biserica din Corint era împărțită, era divizată în patru blocuri. Și atunci când doi frați din biserică ajungeau la o neînțelegere, ei nu recunoșteau autoritatea care era pusă în biserică. De exemplu, autoritatea lui Pavel a fost de multe ori subminată, a fost de multe ori, dacă vreți să spunem așa, a fost indiferent față de prescripțiile, față de sfaturile, față de predicile lui Pavel și oamenii aceia nu au vrut să-l recunoască pe Pavel ca și apostol al lui Dumnezeu, ca și trimis al lui Dumnezeu. Și au fost multe, multe conflicte și au fost multe diviziuni în locul acela. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la faptul că oamenii aceia, în loc să rezolve problema sau neînțelegerea în biserică, căutau să-și facă dreptate ca și altădată în fața tribunalelor din vremea aceea și se duceau acolo și se certau și se duceau acolo și își prezentau înaintea lumii problemele pe care le aveau și Pavel vine și le spune: cum puteți să faceți lucrul acesta? Cum puteți să vă duceți înaintea lumii pentru ca să râdă lumea de voi, să râdă lumea de biserica lui Dumnezeu, să fie blamată, să fie ocărâtă, să fie o pricină de potignire? De ce nu mai bine mergeți la judecătorii voștri? De ce nu mai bine mergeți la cei care sunt sfinții din biserica voastră? Pentru că noi vom judeca pe îngerii care au căzut dinaintea lui Dumnezeu și cu atât mai mult o problemă și neînțelegere poate să fie rezolvată în cadrul bisericii, fără ca să se lățească vorba și să ajungă în afara hotarelor bisericii aceste lucruri care nu trebuiau să fie spuse. Cel al treilea sfat care l-am în această seară este să frânăm conflictele dintre generații. Haideți să recunoaștem acest adevăr că între anumite categorii de vârste, datorită anumitor mentalități, datorită anumitor vremuri în care trăim, se creează anumite conflicte, anumite neînțelegeri. Și cuvântul lui Dumnezeu prin Petru vine și spune, aici vreau să citesc 1 Petru capitolul 5, versetul 5 și versetul 6, Apostolul Petru ne aduce recomandare și vine și spune așa: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și versetul vine și spune 6: smeriți-vă dar, adică și cei bătrâni și cei tineri, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Amin. Există, inevitabil există acest, să spunem așa, pot să apară aceste fisuri, anumite neînțelegeri între anumite categorii de vârste. Nu trebuie să dăm curs la acest foc, nu trebuie să lăsăm să se lățească, să se amplifice, ci noi ca și oameni înțelepți, noi ca și Biserica lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să intervenim, să aplanăm aceste lucruri din fașă, pentru ca să nu le lăsăm să se extindă și Biserica Domnului să fie păgubită și să sufere. Și Apostolul Petru vine și spune și la tineri, vine și spune și la oamenii mai în vârstă: căutați să vă smeriți, căutați să vă acceptați, căutați să vă îngăduiți, ca să nu dați prilej diavolului. Și în felul acesta Dumnezeu va lăsa har în adunare când ne vom strânge. În felul acesta Dumnezeu ne va binecuvânta cu progres și cu propășire în luptele pe care le vom duce. Și Biserica lui Dumnezeu, în loc să fie vorbită de rău, va fi cinstită, va fi apreciată, va fi căutată și va fi binecuvântată de Dumnezeu. De aceea fac apel în această seară și spun înaintea voastră: haideți să lăsăm dintre ale noastre, haideți să cedăm dintre ale noastre, să renunțăm. Și atunci când este momentul să fie ceva, poate că tinerii vin cu o propunere, poate că frații din dorința de a păstra lucrurile și din aceste suspiciuni care pot să apară, este ceva ginga și este ceva care trebuie gestionat și trebuie ajuns la un echilibru pentru ca să nu dăm prilej diavolului să-și facă această lucrare în mijlocul poporului său. Eu rămân la aceste cuvinte în această seară și haideți să concluzionez ceea ce am spus aici. Anturajul nostru, să știți că va influența caracterul nostru. Totul începe de la un gând care apoi se duce într-o faptă, care apoi se duce într-un comportament, în comportament care apoi decurge în niște obiceiuri și apoi în cele din urmă va determina și va forma caracterul nostru. Având în vedere felul, având în vedere modul în care lumea aceasta trăiește și având în vedere oamenii care avem pe lângă noi, în societate, în familie, la
la școală unde studiem, la facultate unde studiem, sau oriunde ne-a rânduit Dumnezeu să fim, să nu ne conformăm acestor lucruri, ci noi, în primul rând, să ne formăm o gândire biblică, să ne formăm o gândire în care Dumnezeu să ne transforme mintea, să ne deschidă ochii inimii, ca să putem înțelege și să ne lumineze, să putem să înțelegem voia lui Dumnezeu și să putem să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la viața noastră. Apoi, în al doilea rând, al doilea gând pe care îl spun această seară este ca să putem să, cum am spus din cuvântul lui Dumnezeu, să putem să frecventăm numai locurile duhovnicești. Haideți să nu căutăm atunci când nu ne vede nimeni, haideți să nu căutăm atunci când poate este seară, sau poate atunci când suntem singuri, sau poate atunci când suntem în altă parte, să rămânem consecvenți, să rămânem sinceri, să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să căutăm să-L slujim pe Dumnezeu în orice timp și în orice vreme. Aduceți-vă aminte de Daniel, care a fost rob, care 3 ani de zile a trebuit să stea la masa împăratului, care a trebuit să studieze limba, să studieze știința din vremea aceea. El a venit și a spus în Daniel, în capitolul 1, versetul 8, eu m-am hotărât să nu mă spur cu bucatele care sunt la masa împăratului. Și el, împreună cu cei 3 tineri care au fost alături de el, au rămas consecvenți, au rămas statornici și nu l-au lepădat pe Dumnezeu. Au rămas credincioși lui Dumnezeu. A rămas Dumnezeu nepăsător, a rămas Dumnezeu dator pentru că ei au renunțat, ci spune nu, că Dumnezeu le-a dat mai multă știință, Dumnezeu le-a dat mai multă înțelepciune, le-a dat mai multă pricepere decât toți ceilalți și au fost favoriți în Imperiul Babilonean cât a trăit Nebucadnețar în vremea aceea. Și mai mult în Daniel, în capitolul 2, în versetul 17 și în versetul 18, când a fost o problemă, când trebuia să fie dezvăluit un vis, Daniel vine și spune, s-a dus și l-a luat pe Hanania și pe ceilalți doi, pe Azaria și pe Abednego, i-au dus, s-au strâns împreună și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea soluția la visul pe care l-avea, pentru că poporul lui Dumnezeu era pe cale să fie nimicit. Iată anturajul nostru, că noi, cu caracterul nostru, putem să transformăm anturajul din jurul nostru. În loc ca alții să se ducă în rătăcire, putem să câștigăm pe alții și putem să strângem lângă noi o echipă, putem să strângem lângă noi o familie, putem să strângem lângă noi o grupare prin care să schimbăm pe cei care sunt de lângă noi. Nu lumea să ne tragă pe noi și să ne amăgească și să ne trântească la pământ în noroi, ci dimpotrivă lumea să fie atrasă și lumea să fie câștigată prin caracterul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și prin Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Deci în această seară închei spunând, să avem o mentalitate biblică, să frecventăm locurile duhovnicești și 3, să frânăm conflictele dintre generații și înțelegerea și pacea și unitatea și înțelepciunea și smerenia aceasta să ne caracterizeze ca să putem să rămânem împreună când bate furtuna, să putem să ținem piept uneltirilor, războiilor care se vor da, să depășim toate obstacolele, toate planurile vrășmașului, pentru ca biserica Domnului să fie zidită ca o cetate dintr-o bucată, să fie ca o biserică care se duce la luptă împotriva vrășmașului și câștigă și luptă și propășește și înalță steagul de biruință în numele lui Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi ca și tineri, să aveți o mentalitate biblică, să frecventați locurile duhovnicești și să aplanați conflicte dintre generații, ca Dumnezeu să facă din voi niște tineri tari, biruitori, exemplari și lumea din jurul vostru să vadă și să spună, vreau să fiu și eu ca și ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.